civil. Asta este partea frumoasă a ceea ce reprezenta comercial. Și legislația nu trebuie să opună vieții, trebuie doar să, să fie în, consens, să spun așa, cu ceea ce se întâmplă. Totdeauna realitatea va fi mai inventivă pe măsură ce reglementarea va spori. Dar revine și rolul nostru să desțelenim chiar și în aceste condiții. Da, așa este. Bun. Dacă am depășit acest moment, avem câteva lucruri de făcut, destule. Pactul de opțiune privind contractul de vânzare și promisiunea de vânzare, aceste texte sigur că trebuie corelate cu cele de la Teoria Generală a Obligațiilor, 1278 pentru pactul de opțiune și 1279 pentru promisiunea de a contracta. De fapt, aici nu vreau să intru într-o analiză de text, pentru că la promisiunea de a contracta, sunt convins că aș plictisi, mă rog, sunt unele mici modificări legate de, termenul de 6 luni, dreptul la acțiune se prescrie în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat la materia contractului de vânzare. Ce am dorit prin aceste reglementări? Pentru că cei care am lucrat la pactul de opțiune și promisiunea de vânzare și promisiunea de, cumpărare de la contractul de vânzare, am făcut și textele de la Teoria Generală a Obligațiilor 1278-1279 și când spun că am făcut, trebuie să și spun că echipa restrânsă a fost coordonată de profesorul Lucian Mihai și din ea am făcut parte eu și cu, cu colegul Răzvan Dincă de la Facultatea de Drept. Deci am lucrat toți trei la aceste texte și ne asumăm, nu le-a modificat nimeni, dacă e greșit, noi suntem cei care, pe care trebuie să puneți tunurile. După cum știți, în literatura de specialitate există o dispută între școala de la, să spunem, București, școala din materia contractelor deschisă de profesorul Deac și profesorul Dan Chirică de la Cluj, în privința promisiunii, în special promisiunii unilaterale de vânzare, pactului de preferință, pentru că în vreme ce potrivit școlii de la București există o, trebuie să fie o diferență clară între promisiunea de vânzare și ceea ce noi denumim pactul de opțiune. În concepția profesorului Chirică, în cazul în care există o promisiune de vânzare, independent de, o nouă manifestare de voință a promitentului vânzător, dacă promitentul cumpărător sau beneficiarul promisiunii acceptă promisiunea respectivă, se încheie contractul. Ori astfel de lucruri trebuiau foarte clar limpezite. Pentru că, de fapt, avem două figuri juridice. Avem o primă figură juridică, promisiunea de vânzare, care poate fi promisiunea de vânzare, promisiunea de cumpărare, sunt promisiuni unilaterale, sau promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, așa cum o cunoaștem în prezent, care este cea mai des întâlnită, sau antecontractul de vânzare-cumpărare. În toate aceste situații, părțile se obligă ca partea, sau părțile după caz, pentru că pot să fie o singură parte, ca în viitor să încheie contractul de vânzare-cumpărare. Pentru a se încheia contractul de vânzare-cumpărare, este absolut necesar să, mai existe consimțământ. Acela dat inițial nu-i suficient. Deci promitentul vânzător care se obligă să încheie contractul de vânzare, își asumă o obligație de a face, este corelativă unui drept de creanță al celuilalt, dar pentru a se ajunge la încheierea contractului, trebuie neapărat ca promitentul vânzător fie să-și dea consimțământul, fie consimțământul să-i fie suplinit printr-o hotărâre judecătorească. Altfel, nu se poate încheia contractul de vânzare-cumpărare. La pactul de opțiune, pentru că am considerat că această instituție este extrem de benefică, e bine să existe și o astfel de instituție. Nu trebuie să ne limităm doar la, promisiunea de vânzare, promisiunea de cumpărare sau promisiunea bilaterală, pentru că uneori, am zis tot aici de necesitățile vieții, este bine pentru părți să aibă la dispoziție și o astfel de figură juridică. În primul rând, pactul de opțiune nu este doar oferta de a contracta. Așa cum îi spune și denumirea, pactul este un contract, este o convenție. Deci, se realizează un acord de voință al părților, dar nu, în acel moment, nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, însă, spre deosebire de promitentul vânzător, care ar trebui să-și mai dea consimțământul pentru încheierea contractului sau consimțământul să-i fie suplinit de către instanța de judecată, aici, simpla acceptare, simpla declarație a beneficiarului pactului, în sensul că este de acord cu
încheierea contractului. Sigur, dacă celelalte condiții sunt îndeplinite, determină încheierea valabilă a contractului. Deci nu mai este nevoie de un nou consimțământ din partea, din partea promitentului. Deci cel care s-a angajat practic prin declarația sa, care are valoarea unei oferte irevocabile, și aceasta este o instituție, cum să zic, nu știu dacă este nouă, dar în orice caz clarifică niște elemente din practică, în sensul că dacă am făcut o ofertă irevocabilă, care efecte se produc și aici la pagul de opțiune, chiar dacă revin asupra ei, nu mai are nicio importanță. S-a terminat. Simpla exercitare a acelui drept potestativ de către beneficiarul pactului determină, sigur, în forma prevăzută aici, dacă este cazul, determină încheierea contractului. Și aici este foarte important, pentru că s-a văzut la, în studiile profesorului Chirică, pe care le-am citit cu foarte mare atenție, avea anumite reține, sau unde raționamentul avea niște ezitări, acolo unde susținea, deci asimila practic promisiunea de vânzare cu ceea ce avem acum, pactul de opțiune, dar contractul ce se prefigura era un contract autentic și forma autentică cerută ad validitatem, iar manifestarea de voință a promitentului vânzător nu era dată în forma autentică. Și spunea că în situația asta nu se poate încheia contractul. Normal că nu se poate încheia. Aici, la pactul de opțiune, dacă este vorba de un contract care trebuie să se încheie în forma autentică, manifestarea de voință a promitentului trebuie să fie făcută în forma autentică, în așa fel încât celălalt, admițând și el, emițând declarația respectivă tot în forma autentică, contractul se încheie, este valabil sub toate aspectele. Nu mai este nevoie de nimic, sigur, decât de eventuala îndeplinire a formalităților de publicitate, dacă este cazul. Și acest lucru s-a prevăzut în articolul 1278, aliniatul 5, atât pactul de opțiune cât și declarația de acceptare trebuie încheiate în forma prevăzută de lege pentru contractul pe care părțile urmăresc să îl încheie. Asta, repet, dacă este vorba de forma autentică, ambele manifestări de voință trebuie să îmbrace forma autentică. Pe de altă parte, s-au urmărit să se înlăture incertitudinile care apar. Pentru că, bun, m-am obligat în temeiul unui pact de opțiune, dar cât timp trebuie să producă efecte această manifestare de voință, mai ales că pactul de opțiune se și notează în cartea funciară, face parte din acele operațiuni juridice care se notează în cartea funciară. Și într-o asemenea situație, dacă până la expirarea termenului de opțiune nu s-a înscris o declarație de exercitare a opțiunii, însoțită de dovada comunicării sale către cealaltă parte, către cel care s-a obligat, atunci pactul de opțiune urmează să se radieze din oficiu. Deci, evident, nu mai va mai produce niciun fel de efect juridic. O dispoziție care vreau să fiu sigur că a fost clar înțeleasă, nu vreau să deranjez pe nimeni, dar vreau să mă asigur că ceea ce am vrut să scriem aici este cât se poate de clar, poate mie mi se pare clar, dar nu știu dacă așa este, 1669, aliniatul 4. În cazul promisiunii unilaterale de cumpărare a unui bun individual determinat, deci se încheie contractul între A și B și B se obligă să cumpere bunul dacă A îl va vinde. Asta este ideea. Deci B își asumă obligația de a face și A are dreptul de creanță. Situația este destul de rar întâlnită în practică. Da, nu putea fi evitată. E mult mai des întâlnită cealaltă, în care promitentul vânzător se obligă. Ori, într-o asemenea situație, dacă mai înainte ca promisiunea să fi fost executată, creditorul său, adică, să nu-i spun promitentul vânzător, că este greșit, beneficiarul promisiunii de cumpărare, da, care este creditorul obligației respective de a face, înstrăinează bunul, ori constituie un drept real asupra acestuia, obligația promitentului se consideră stinsă. Adică el nu dorește să vândă persoanei respective. Acela și-a asumat obligația, întreaga disponibilitate de a-l cumpăra, dar acesta nu vrea să-i vândă lui, da? Vinde al cuiva. Ceea ce nu-l deranjează, bineînțeles, cu nimic pe cel care și-a asumat obligația respectivă, în condițiile în care promisiunea de vânzare, promisiunea de cumpărare pot apărea și ca operațiuni accesorii ale altor contracte pe care le încheie părțile. Pentru că, sigur, gândindu-ne la această instituție, este firesc că ea să se întâlnească destul de rar.
Dar această reglementare cred că este firească aici, pentru că practic este o eliberare, între ghilimele, a promitentului cumpărător de obligația pe care el o are de a încheia contractul de vânzare-cumpărare dacă beneficiarul promisiunii va dori acest lucru. Și am mai considerat util să mai reglementăm o chestiune care de multe ori a generat anumite discuții, poate și anumite litigii, în privința prețului promisiunii, pentru că de foarte multe ori părțile recurg la această soluție. Deci dacă se plătește un preț în schimbul promisiunii de vânzare sau promisiunii de cumpărare, aceste sume să reprezinte un avans din prețul convenit, cum de altfel se și întâmplă de cele mai multe ori, pentru că nu se mai restituie suma de bani respectivă, ci pur și simplu doar se completează. Și a fost nevoie ca și această dispoziție să fie prevăzută în mod expres. Nu cred că sunt lucruri spectaculoase, repet, în special în cazul promisiunii de vânzare și a promisiunii de cumpărare. Termenul acesta de 6 luni pe care l-am prevăzut, nu cred că are menirea de a face rău, pentru că dorința este de a se mobiliza părțile. Starea de incertitudine nu poate, nu face bine aici, ci trebuie ca lucrurile să fie limpezite, dar este important că e vorba de un termen de prescripție care poate fi întrerupt, suspendat, mă rog, poate operarea repunerea în termen, cum de altfel și în prezent se aplică, numai că se aplică termenul de prescripție de 3 ani, sunt și dispoziții, fără îndoială că se vor aplica dispozițiile privind întreruperea prescripției când bunul este în posesia celui care ar fi îndreptățit să ceară pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de, care să suplinească consimțământul celui care s-a obligat. Alte chestiuni nu cred că sunt lucruri, adică sunt chestiuni de detaliu, dar era foarte important să înțelegem deosebirea dintre aceste instituții, pentru că până acum existau aceste controverse, care sper să se înlăture cu acest prilej. Dacă nu sunt observații, vreau să trecem la o altă materie, vânzarea bunului altuia. Știm cu toții ce probleme au fost în literatura de specialitate și în practică în prezent, în privința vânzării bunului altuia. S-a recurs și la soluții aflate la limita, să spunem, rigorii principiilor de drept.